Începeți, doamna președinte. Dispoziția privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașin în ședință extraordinară pentru data de 19 septembrie 2022, începând cu ora 16:30. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, inginer Adriana Enache, având în vedere prevederile articolului 133 aliniatul 2 litera A și articolul 134 litera 3 litera B din aliniatul 5 din nou G57/2019, privind codul administrativ, în temeiul discuției articolul 196 litera 1 aliniatul 1 litera B, articolul 197 aliniatul 1 și articolul 200 din nou G57/2019, privind codul administrativ, dispune articolul 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei în ședință extraordinară în data de 19 septembrie 2022 la orele 16:30 la sediul Consiliului Local Mănăstirea Cașin, în următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașin. 2. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Primăriei Comunei Mănăstirea Cașin la Primăria Comunei Pancova, Republica Moldova, în perioada 1 octombrie 2022. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea refacerii documentației DALI, schimbarea soluției tehnice în vederea implementării obiectivului de investiții, regularizarea albie părâu sărățel. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă a localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin, surse de apă de suprafață, aducțiune și stație de tratare, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 73 din 31-08-2022, privind aprobarea acordării premiului bani și unei diplome de onoare, unui număr de 20 de cupluri, care împlinesc 50 de ani de căsătorie. 6. Diverse. Articolul 2. Materialele înscrise pe proiectul de ordine de zi se comunică în secretarilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Comisiile de specialitate, celor de hotărâre, au loc dezbateri generale și pe articolul consilierii locali, precum și alți inițiatori prezenți la ședință, putând formula amendamente de fond sau formă. Amendamentele supun votului Consiliului Local în ordinea care au fost formulate. Articolul 5. Secretarul comunei și personalul aferent Compartimentului Resurse Umane, Relații cu publicul și Arhivă Secretariat, răspund reducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziții. Împotriva acestei dispoziții se poate face contestație de cei interesați în condițiile legii Contenciosului Administrativ numărul 554 din 2004, cu modificări completare ulterioare. Prezenta dispoziție va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și se va proceda la transmiterea acestea în vederea afișării pe site-ul instituției. Prezența este publică. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Înainte de a începe ordinea de zi, supunem la vot procesele verbale de la ședințele din 5 septembrie și 31 august. În operă în 5 septembrie, 31 august, în ordine cronologică, cine este pentru? Ședința din 5 septembrie, cine este pentru? Mulțumim. Trecem la ordinea de zi. Doamna primar, punctul 1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașin. Deci avem, în primul rând, o adresă pentru învățământ la sume defalcate din TVA cu minus 1.000 lei, pe cheltuieli materiale cu minus 1.000 lei. Adresă trimisă către școală deja, au luat la cunoștință, dumnealor trebuie să-și rezolve problema mai departe. După care, la refacere malului erodat râul Cașin au rămas 100.000 de lei la lucrarea pe care am prevăzut-o de la Durbăcești și mutăm banii pe proiectele pe care dumneavoastră le-ați aprobat să pregătim cele două documentații, pentru Pârâul Negru și pentru Eroi și Văcărești. Deci mutăm banii de acolo pe zona asta. Și următoarea rectificare ar fi din pășune. Avem venituri din utilizarea pășunului 150.000 de lei și trebuie să facem
Partea din amenajamentul silvic, că amenajamentul silvic expiră în 31 decembrie 2023, partea de întreținere limită și borne silvice și ridicarea în plana acestora este o activitate în care vine înaintea amenajamentului. Lucru care trebuie să-l pornim începând de anul acesta, că altfel lucrurile decurg destul de greu, inclusiv ordin de ministru ne trebuie pentru acest amenajament și atunci pornim o activitate anul acesta. Următoarea amenajamentul propriu-zis este pe anul viitor. Astea sunt... Amenajamentul e făcut acum 10 ani și loturile sunt date din 2004, după cum bine știți, da? Cunosc problema de acolo, drept pentru care... Nu, e vorba de reproș. E vorba de lucru. Lucrăm la acest proiect de reașezare, recadastrare, pe care 100 de loturi am reușit să le așezăm. Următoarele va trebui să le băgăm prin ședință de Consiliu Local pentru că s-au modificat limitele. Unii au mai mult, că n-au fost supravegheați îndeaproape sau nu știu ce să cred. Cert e că mulți sunt care au mai mult de 1000 și alții mai puțin de 1000. Și drumurile, deci acum le-am reașezat, le rezolvăm problema. Problema din scutarul e discutată. Deocamdată e vorba de limitele și bornele silvice pe care trebuie să le pornim anul acesta ca să putem face amenajamentul la an. La rectificare, nu la povești. La povești stăm la diverse. Nu. Vorbim de rectificare. Hai să nu ducem... sunteți de acord cu rectificarea? Spunem la vot rectificare, cine este pentru? Împotriva, abțineri? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații al primăriei Comunei Mănăstirea Cașin la primăria Comunei Parcova, Republica Moldova. Doamna primar? Având în vedere invitația domnului primar al localității Parcova, raionul Edinez, Republica Moldova, localitate înfrățită cu Comuna Mănăstirea Cașin, înregistrată la Primăria Mănăstirea Cașin cu numărul 7590 din 7-9-2022 și prevederile hotărârii de guvern 518 pe 1995 cu modificările și completările ulterioare, propun să inițiați un proiect de hotărâre de Consiliul Local privind deplasarea unei delegații ce va reprezenta Comuna Mănăstirea Cașin la manifestările prelejuite de Ziua Satului, organizate de Primăria și Consiliul Local Parcova, raionul Edinez, Republica Moldova. Aveți și invitația, l-ați avut-o pe e-mail, da? Ați fost întrebați care dintre dumneavoastră vă dați intenția de a participa la acest eveniment al nostru. Am purtat și discuții cu o firmă, cum de altfel ați și discutat, am discutat la ultima ședință pentru transport. Suntem din Consiliul Local și cu primarul, cu aparatul primarului și, după cum bine știți, și ansamblul Mugurași. Supunem la vot? N-am fost la ședința trecută, am venit mai târziu. Deci este vorba de... O deplasare. Consilieri, nu? Da, consilierii. Salariați primării. Nu salariați primării. Din primărie atâta merge eu, ca primar, domnul viceprimar, doamna contabilă și doamna secretar. Și din consilier au fost întrebați toți, domnul Mihu. Și care și-au, și care și-au exprimat intenția. Și ansamblul Mugurași. Nu. Este că eu aseară, domnul
discuție aici, din fața școlii, era că și copiii de aici au comentat că merg toți din ansamblu în oraș. Merg, da. Toți? Nu toți, nu. Sunt 18 care merg din ansamblu. Sunt 18 persoane. Sunt dansatori, sunt și soliști și coordonatorul, domnul Glănar. Ansamblul mai mare de 18? 18 merg. 18 persoane sunt la ansamblu. Da. N-ai cum să iei pe toți, să vrei să iei, n-ai cum să iei. Domnul Blănaru și-a făcut un grup care, cu care deja a dat și programul acolo, când va cânta, ce va cânta, e program cum de altfel și noi când au venit la noi la mănăstire, i-am întrebat când puteți intra, în ce zi, cum, deci plecarea va fi sâmbătă dimineață și duminică seara ne întoarcem, că nu stăm la poveștea vă. Iar intrarea în spectacol e sâmbătă seara al mugurașilor. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea refacerii documentației Italii și schimbarea soluției tehnice în vederea implementării obiectivului de investiții regularizarea albie pe râu Sărățel. Domnul primar. Deci, acest studiu de fezabilitate pentru regularizarea albiei pe râu Sărățel a fost întocmit în anul 2018. Vechea administrație l-a urcat pe lista în sinteză a Companiei Naționale de Investiții și s-a oprit acolo. În anul 2020, găsind acel studiu, l-am luat, l-am verificat, l-am răzverificat, l-am făcut demersul la Compania Națională de Investiții, după care a intrat în promovare. În promovare ne-au cerut, dacă vă aduceți aminte, că fiind un studiu din 2018, să-l actualizăm. L-am actualizat, nu a fost o sumă foarte mare, l-am actualizat, dar acest studiu de fezabilitate s-a ridicat cu cheltuielile la 55 de milioane. Am fost chemat la Compania Națională de Investiții la etapa premergătoare de a intra în CTE. S-a pus problema în felul următor. Acest proiect făcut e un pic rescurtarea de la studiu de fezabilitate SF, da? E chiar SF, mi-au spus cei de la Compania Națională de Investiții. Adică science fiction. Au trecut-o în partea cealaltă. Pentru că a fost prevăzut cu niște, probabil, acel proiectant și-a dat doctoratul, cu niște soluții tehnice exagerate. Mi s-a spus în felul următor, pentru a se stabiliza un munte la Azuga, în stațiunea Azuga, au trebuit să cheltuiască Compania Națională de Investiții 20 de milioane de lei. Doamnă, ce pârâu aveți acolo! De 3 kilometri, care să coste 55 de milioane de lei. Și ne-am blocat. Aici ne-am blocat. Au zis, mergeți mai departe și îl radie noi, că o să trimită o contraexpertiză Compania Națională de Investiții sau refacem studiul de fezabilitate. Acum, dumneavoastră, ce alegeți? Ce alegeți? De acord, atunci stăm cu ele așa și ne uităm la ele. Vă invit în cameră la domnul vice să vedeți câte studii de fezabilitate sunt, da? Din 2004 și până acum. Ciudat este și ce găsiți în dulapul ăla, că sunt făcute fără cap și fără... Da. Mai că mi-ai dat o greșită, știu, ești prea la răspundere. Aici e problema. Deci, stai tot eu. Dau bani. Bun, ce propuneți? Nu știu, suntem aici.
în situația în care stăm și ne uităm la studii de fezabilitate ca la multe alte studii pe care le avem în primărie, sau reușim să facem ceva pentru cei săteni care sunt îngrijorați de ceea ce ar putea face Pârâul Sărățel. Dumneavoastră alegeți. Eu n-am nicio problemă în... Chiar aveți că de asta o și punem în discuție. N-am eu o problemă personală. Asta era ideea. Eu nu am nicio problemă personală. Este o problemă, deci este o problemă a comunității noastre care noi suntem aici și decidem. Îl lăsăm așa, deci mi s-a spus clar, nu vom obține niciodată finanțare la suma asta. 55 de milioane pe 3 km de pârâu. Nu, o să ajungem până în 100 de mii. Că ridicarea topo o avem. Păi, o să luăm niște soluții tehnice normale. Deci au făcut, au dat niște soluții tehnice fantasmagorice. Ce implică foarte multă manoperă. Eu? Implică niște soluții tehnice complicate, care nu și-au rostul. La părâu. Și atunci trebuie găsită ce este drept acest proiect și SF-ul. Dacă ne uităm, omul nu este nici hidropisat. Domnul, știți foarte bine că Pârâul Sărățel trec pentru vedețile oameni de ani de zi. Păi tocmai. Și atunci și bani la situații de urgență pentru redresare, cât de cât atunci nu am nimic. Banii pe situații de urgență nu au fost primiți pe stricăciunile făcute de către Pârâul Sărățel. Deci vă arăt procesul verbal întocmit în 18-21 iunie și 28-30 iunie 2021, în care acolo a fost foarte clar stipulat zona și ce s-a stricat. Deci nu s-au primit banii la per total. S-au primit banii pentru Dorbăcești, adică bani pentru Prezan când a rupt acel șanț, bani pentru, deci s-au primit bani punctuali, nu s-au primit la per total. Împreună cu comisia, când a venit comisia la fața locului, pentru că noi am făcut acel raport, a trimis de la Consiliul Județean, a venit, s-a format o comisie, da? Da, dar și s-a mers pe teren, și s-a mers pe teren și a spus așa, domnul Gheorghe, unde s-au făcut stricăciunile? Pe strada Răpăla Iorga, pe strada Pisaca, pe strada Pisaca. Dar dacă nu încea și la până la presă la prin cheltuielile astea pe asta, dar nu m-a spus, nu m-a spus. Nu se poate așa. Ideea este că noi vrem să urmim acest proiect. Și nu s-a aprobat, banii s-a aprobat, dar nu ce vreau să deci, absolut. A apărea dubla finanțare. Mi-a dat o dată bani, situație de urgență pe el. Dar gândiți-vă, dacă reușim să facem un proiect care să se ridice undeva la maxim 20-25 de milioane de lei, atunci vom putea primi și noi. Am înțeles, până când reușiți să faceți proiectul ăsta de 20 de milioane de lei și faceți cu părăul ăsta prin proprietățile oamenilor de ani de zile și mai ales în ultimul timp, deja am lucrat voi. Prin proprietățile oamenilor, cum spuneți dumneavoastră, este doar aici, la Vărsare. Se referă doar la dumneavoastră. Păi în zona și de sus, normal. Nu, în zona de sus nu. Începând de la Gată, de la Boșpei, până poate să treacă inclusiv când trece și de pod de la Melania, nu se poate nicio problemă. Nu, vorbesc aici. Nu? Deci eu vă spun că nu se poate. Până la așa la picior, trebuie să văd exact ce probleme sunt. O să fie și niște lucrări de curățare ale lui. Avem un bebe. Deci dacă erau, făceau plângeri cu cetățenii care nu, domnul consilier, problema este una reală și este cât se poate de serioasă. Și o luăm în calcul, să rezolvăm. Cât de repede putem și cât de repede mai avem și noi. Un răspuns de la primărie, așa era că este inclus în obiectivul primării pentru învățării nu știu pe țară. Nu mai sunt 5 în acum, dar o să le avem, o vedem. Da.
La vot. Și asta este. Să punem la vot. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă așteptăm pe doamna primar, să facem o mică pauză. Nu, e cu studiul de fesabilitate. Sau proiectul 4. Nu, tu 4, prezintă? Nu. Așteptăm. Pe asta, și această firmă care a făcut studiul ăsta SF, ar trebui chiar ca să răspunde, că iau niște bani, niște bani. Și... Continuăm? Punctul 4. Și ce să facem? Să tragem la răspundere pe cine? Se interesează pentru o firmă. Au și responsabilități dacă nu trece mai departe. Vreau să vă spun că n-aș fi lucrat niciodată cu acel proiectant. Este beată în fiecare zi. Cum Dumnezeu unde l-o fi găsit? Nu știu. Dar nu-l vezi, că n-ai cu cine vorbi. Deci dacă l-ai sunat după ora 11, deja n-ai cu cine vorbi. Ce să vă spun? Nu? Și până l-am actualizat ne-a luat o mulțime de vreme. Că nu ne înțelegeam cu el din ce culoare. Am zis, unde Dumnezeu l-au găsit? Că sunt și oameni care chiar fac treabă. Iar ăla, nu știu, ori și-a dat doctoratul și-a luat și el o diplomă după proiectul nostru de la Mănăstirea Cașin, nu știu să vă explic. Cert e că e clar că a fost un contract păgubos, dacă mă întrebați pe mine. Hmm? În 2018. Acum ce să-i faci? Eu când i-am spus, deci după ce m-am întors la CNI, chiar l-am sunat. Dom'le, ce ai făcut acolo? Ce soluție ai găsit acolo? Tot el era supărat. Ce? Dar el este foarte specialist. Zic, hai să-l facem. Nu. L-am prins și în partea aceea, nici pomenea. N-am avut cu cine să-l facem, să-i dăm o altă sumă. N-am avut cu cine vorbi. Ce să vă spun? Asta e situația. Mergem mai departe. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții alimentare cu apa localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin, surse de apă de suprafață, aducțiune și stație de tratare, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Doamna primar? Am primit clarificări la Angel Salini pe platformă. Chiar dacă noi am încărcat hotărârile pe care tot le-am dat aici pe Angel Salini, vor un anumit tip de hotărâri. Trebuie să facem cum trebuie ca așa, ca să trecem mai departe, să nu stăm să... Da. Și am luat acel deștipizat, îl avem pe platformă, l-am scos, l-am adaptat la Mănăstirea Cașin și l-am dat exact cum scrie și să nu mai fie niciun motiv de a ne întoarce, da? Că se aprobă documentația tehnico-economică, adică studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții. Da, e ăla care noi l-am depus, da? Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, prin ordin al Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, întocmit de 10 Pro-Hidro Instal SRL înregistrat la OAT Mănăstirea Cașin cu numărul 7774 din 15.09.2021. Deci e acel proiect pe care noi l-am depus. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții alimentare cu apa localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin în sursa de apă, conform anexei numărul 1, se aprobă devizul general și se aprobă finanțarea de la bugetul local, care noi deja am mai dat-o, de 208.250,
care la acea hotărâre pe care am făcut-o separat, ca așa, în platformă, nu aveam devizul anexat în spate. Și am dat jos și iar și am pus și deviz și asta, dar devizul are poziția lui separată. Deci, trebuie să le pui așa ca... cum vor ei. Deci, asta s-o punem la vot, ca mine să o încarc în platformă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 73 din 31-8-2022, privind acordarea unui premiu în bani sau unei diplome de onoare unui număr de 20 de cupluri care împlinesc 50 de ani de la căsătorie. În dimineața aceea ne-am trezit cu un alt sătean care, de fapt, nu era prins în listă și atunci i-am spus omului, vino la ora 4 că îți vei primi și premiu și cadou și toate alea. Pentru că chiar spre norocul nostru am luat o sumă generoasă în așa fel încât ne-au ajuns și pentru următorul, ba chiar din potrivă am și depus înapoi din banii aia, în urma cheltuielilor pe care le-am efectuat din fondul ăla. Ideea e că în hotărâre să apară și al 21-lea. Asta este totul. Îl punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, unanimitate. Punctul 6 diverse. Acum puteți să spuneți. Ne scrie cineva? Era discuția de angajamentul ăla. Ar trebui... Deci stați un pic, v-ați înscris dumneavoastră. Da. Te mai scrie cineva? Domnul Marco. Da, lăsăm deschisă lista, da. Da, domnule. După amenajament de acum 10 ani, s-a făcut, poate să zicem eroare, dar cred că s-a făcut cu bună știință, intrarea, subornarea suprafețelor proprietăților cetățenilor, deci suprafețe de pășuni, de fâneață, deci foarte, foarte multe terenuri astea au fost ocupate, bornate, și nu s-a putea face niciun fel de modificare până la următorul amenajament, deci acum, deci la 10 ani. Trebuie luat... La ce vă referiți punctual? Deci, la pădurea statului, el se vecinează cu suprafața terenului. A intrat, pur și simplu, a bornat 10 metri, 15, 20, dar fiind la... Aveți un... punctual, aveți un caz? Avem mai multe cazuri, de-aia vă rog, deci dacă aveți punctual, să veniți, să ne dați fiecare zonă în parte unde știți că sunt probleme. Când vom începe contractul cu stabilirea limitelor, va trebui să discutăm cu firma respectivă să vedem cum... Nu firma a făcut eroare. Știu, eroarea e din coace. Mi-i spuneam el, a zis, să nu crezi că eu vin eu de la Suceava și cu borcanul cu vopseala cu ea. Eu vin și doar fac măsurători după ce îmi arată pădurarul sau cine este acolo, mi-a dat cu vopsea cu copacul. Ce an era? 10 ani? În urmă? Dar, în sfârșit, așa am zis. 10 ani în urmă. Am o întrebare. În 2013 nu erați administratorul domeniului public și privat? Vreți să renovați acolo aia în 2013, tot așa s-a făcut, fără ca cineva să cunoască din spația din teren și ne-am trezit, după ce s-a terminat angajamentul, ne-am pus cu vopsea. Deci, încă o dată vă întreb, erați cel mai în măsură în anul 2013 să stabiliți împreună cu firma limitele. Vorbim de limitele pădurii. Ați avut o funcție în primăria asta. O funcție mare ați avut. Da, da, foarte mare. V-ați ocupat de pădurea oamenilor și a primăriei. Noi, de ce la momentul acela nu v-ați asigurat de limite? Deci noi aveam o persoană angajată aici care era pădurarul comunal și s-a dus și s-a făcut treburile împreună cu cei de la angajare. Pădurarul. Administratorul public era cel mai în măsură să fie acolo. Da, s-a făcut măsurătorile așa, s-a fost interes, s-a contat că toată lumea merge pe corecte și respectă votarul cetățenilor și nu s-a respectat.
respectat. Asta s-a făcut pe s-a terminat. Dacă întreb pe cei de la Ocolul Sibic, eu nu spun că este corect. Nu, eu spun așa, da, domnule, dar noi când ne-am dus, pășunea era împădurită. Da. Nu era vorba de pășunea, era terenul acoperat și copilat. Nu zic că stau cu un urmă. Deci dacă era împădurită, era terenul acoperat. Era încă o dată vă zic, veniți punctual unde sunt probleme, nu povești. Povești, povești, suntem plini de povești. Vreau să spuneți unde anume cunoașteți situația, veniți cu... noi ne notăm și când avem firma în ograda noastră, discutăm la fața locului. Unde, ce se poate face? Că să știți că după 10 ani e cam greu să dai înapoi niște limite. Să nu credeți că e atât de ușor. Vă imaginați că facem hocus pocus. Preparatus când în 2013 s-a stat în birou, în primărie. Trebuie să anunțăm proprietarii care sunt nemulțumiți și le abordat anumit proprietățile să vină la primărie și să facă de procedere că le nemulțumiți. Deci trebuie un anunț. Că așa noi nu știm exact, sunt multe cazuri. Sunt o problemă la primărie, că te lindim acolo, la urmă, pe cetătăși. Și de ce n-ați făcut până acum hârtie la primărie? Am și o nedumerire. O trebuie să stea 10 ani? Fostul primar era mână-mână cu șeful de opor și nu ținea niciodată cu cetățenii. Deci așa, cetățenii l-a votat și el era împotriva cetățenilor, era din partea oporului. Pentru asta n-a ținut și n-a venit la cintură, duceai la el, nu dădea dreptate. Asta e clar. Dacă vrea să aveți alta atitudine și într-adevăr ajutați cetățenii cu adevărat, ar trebui să vă implicați. Proprietățile oamenilor sunt păduri. Deci ele intră la menajament. Nu, amenajamentul nu se face la proprietățile. Nu la proprietățile private. Asta e tot altceva. Intră la statul oamenilor. Dar ei au depășit limita. Dar ei au intrat cu amenajamentul. A depășit terenul oamenilor. Aia, terenul oamenilor reprezintă doar pâneții sau pășuni. Au găsit terenul plăduit. Și au vorbit la stare, cum să vorbim la stare? Mai de-a mai crescut ceva. Hai să vorbim pe rând. Fiecare cetățean, proprietatea lui care funați, este trecut la registrul agricol. Și are o suprafață care el își plătește impozitul de suprafață. Corect. Deci automat în cazul ăsta e dreptul lui. Plus că sunt care au acte pe care dezbaterii succes. Unii contract de vânzare cu care poate să te mostreze. Foarte bine. Așteptăm, așteptăm persoanele care îndeplinesc aceste condiții. În sensul că, într-adevăr, dacă e televizat, această ședință este dată sătenilor noștri pe postul Acum TV, așa că oamenii vor asculta această dezbatere a noastră și dacă ei știu că sunt aceste probleme și se află în situația asta, vin la noi la primărie, fac o cerere și noi vom încerca să rezolvăm situația la momentul în care ajungem acolo. Asta încerc să spun. Atât mai mult cu cât 80% din pâneții astea care au fost 10 ani de zile și de care au rămas nebornate, acum sunt pălduri, pentru că nimeni nu mai a mai fost de ani de zile, că mai este foarte simplu și mai aia sunt că nici câteva medii. S-a pălduit, ce să mai discută asta? Vedeți pâneții de oameni, nu? Nu, 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 păi și după acum vin și Ionescu. Eu am și au bordat. Bine, cu toate că nu are noi. Ei au bordat. Ei au fost acum de parte. Bordează pentru că ei au bat de fapt. Ce e ca să aibă în pas. N-au zis că intră în proprietate sau să intră în amenajamente. Ulterior am aflat că intrat în amenajamentul lor. Dar nici mai zis. Eu am zis un pat, o mare bucurie ca să păzească. Nu aș fost la bordat. Nu ieșea suprafața? Nu ieșea suprafața, cum a fost atat cu vechi, și când a luat la sănătoare pădurea, nu ieșe și nu a început să intre. Bine că am dat la Ocolul Silvic, să nu se desfințeze Ocolul Silvic.
Și acolo, mănăstirea Cașin intră pe proprietățile oamenilor. Dacă e așa, e grav. Dacă e așa, e grav. Da, asta e un lucru care se poate rezolva. Altă problemă? Domnul Marco? Ar propune dacă se poate să primim o lavă din administrația la Oșelice. Da, să știți că... Da, da, da. O avem ca în plan. Am chemat firma, ne-a făcut niște măsurători, vom încerca că trebuie să mai suplimentăm și cu un stâlp. Lucrarea nu e atât de simplă. Cunoaștem problema de acolo și, într-adevăr, este absolut necesară ca în stație acolo să ajungă iluminatul. Și cred că, dacă vă faceți în drum viitor, stația aia se arată altă. Din ce motiv? E prima stație de autobuz din Mănăstirea Cașin. Nu cred că ne vedem din Mănăstirea Cașin, am spus, din Mănăstirea Cașin. Cel Lupești sunt stații de autobuz, arată un pic mai bine. Da, că e făcut acolo. Da, dar cred că nu arată foarte bine, dacă tot ați spus că faceți o poartă frumoasă și așa. Nu, cred că ne reprezintă. Vreau să-i spun unul, da, să-mi spun stația asta. Putem? Păi da, și dacă faci o poartă și poate intri în mănăstire și vezi o stație pe tavă, așa frumoasă, colosală, poate ești la Cernobâl. Nu, nu dăm pe glumă acum. Într-adevăr, trebuie multe reabilitate. Dar vreau să vă spun ceva. Noi suntem pe fonduri europene, prin PNRR, inclusiv cu niște stații inteligente. Vă dați seama că în momentul în care o tărâm tot aici, unde le așezăm, nu, poate o să punem... No, relocăm o stație bună și acolo. Nu-i cazul să punem o stație inteligentă. Stația inteligentă va fi în interiorul unde avem o aglomerare de case, nici de cum în zona aceea. În zona aceea vom reloca o stație bună din interiorul comunei. Și avem, de exemplu, sunt convinsă că stația care o avem aici la biserică, vom avea o stație nouă, inteligentă. Ei, asta o vom lua și o vom pune acolo. De dacă lucrurile se mișcă... Acolo ține, acolo ține. N-a ținut domnul Ochelaru în stație unde e clubul. Acolo ni s-au spart, că ieșeau de la club și se răfuiau cu stația. Dar acolo nu. Și eu. Așa suntem toți în țara, să nu numai în Mănăstirea Cașin. Și ne apărăm cu unul. Domnul consilier, știți ce este trist? Că vine tânărul și devalizează stația și după aceea vine tânărul pe Facebook, același tânăr și spune, voi, o, ce stație urâtă. Suntem cei care trebuie să... Uite, nu e în stare primăria să repare stația pe care am stricat-o eu. Nu trebuie pus la inimă. Dar o stat, două săptămâni au stat petrecute la primărie, le-am vorbit, vreau să zic că i-am alungat, le-am vorbit frumos, zic, băi, nu mai stați aici, coș de semințe, se tundeau, efectiv, păr, plășit păr. Aia i-am văzut trecea la deasă, da. S-au mutat la școală. Trebuie să-i vorbim, să nu mai stați la școală, se vor muta la, inițial să te-am la monument, la biserică. Deci o să trebuiască să vorbeam cu tineri undeva să tunde și ei să mănânce semințe. Da, pentru că mai avem și Poliția Națională, care din păcate trece, vede că stau pe treptele unei instituții, vede că vandalizează, dar nu, ei trec doar și fac circulație și fac ce... Credeți că n-am făcut? Nu,
Dar și aici, plasa care am terminat școala anul trecut. Uitați-vă cum arată plasa. Nu, la școala aici, gradena care este frumoasă, cred că doamna director, noi am schimbat odată scaune, doamna director le-a mai schimbat odată, sau directoare, așa? Directoare? Așa, că soluția este clasică, trântim un dulap de lemn, stați-vă dacă pe scaune individuale nu sunteți în stare de stare. Stați pe o scândură, cum suntem în aici. Și atâtea, problema e că părerea mea la accesul vor amândoi niște dacă până la domnul Tabalat. Știți cum e? Și asta a fost și eu am stat pe aici. Mergeam în curtea școlii din sus să ne jucăm, dar nu stricam. Mergeam să ne jucăm pe teren. Nu se poate. Domnul Tecic, acum vreo 5-6 ani mi-aduc aminte că spunea problema lui lăsați cu acest fotbal aici. Și, într-adevăr, s-au plâns la noi, în mărbunților, când mi-a dat dar n-avea unde, că era Alconepo cu 5-6 ani. Era domnul... Nu era Alconepo? Era domnul Urtă, venea șeful de post la ședință și ne vedea situația aici. Și s-a întâmplat în comuna noastră, ne raporta aici, la preții de aminte, ne raporta aici, ce s-a întâmplat. Și noi i-am adus la cunoștință că spunea becul, nu știu ce făcea de acolo cu pereți. Da, atunci putea să lăsăm ce este să joace la școala și a chemat niște băieți care erau pierde șefilor, propadul aici. Și a luat obligația în fața poliției și în fața noastră că răspunde și într-adevăr o pe acolo i-ați luat prostii și nu mai erau probleme. Orice ce era, îi chemam pe aia care s-au obligat față de noi că nu o să fie copii. Aia deja sunt oameni în toată firea, aia, nu mai sunt copii acum. Și acum am putea, și acum am putea. Niște copii mai importanți, așa, mai... Am putea ca și... Să asumăm responsabilitatea coordonării cu ceilalți. Da, mai aveți altceva? Mai aveți altceva? În lipsă de puncte, declar închisă ședința. Vă mulțumesc!